Suntem gata? Da? Stimați reprezentanți ai mass media, dragi cetățeni și, în mod special, dragi primari. Guvernul continuă să investească și să construiască satele și orașele Moldovei. Prin inițiativa doamnei președintă Maia Sandu, satul european, avem deja peste 800 de proiecte realizate. Peste 1 milion de oameni din țara noastră au condiții mai bune de viață. Mai concret, locuitorii din 114 sate beneficiază acum de acces la apă potabilă. Am construit peste 800 de kilometri de apeduct. Mai mult de 150 de localități se bucură de iluminat stradal, iar în 561 de sate au fost construite sau reabilitate clădiri publice, precum școli, grădinițe, centre de asistență medicală, s-au construit terenuri de joacă, parcuri și au fost elaborate planuri urbanistice generale. Impactul acestor proiecte este semnificativ. Oamenii văd acest lucru în toată țara. Toate aceste rezultate sunt doar un început. Așa cum am promis, vom continua să lucrăm pentru a ajuta localitățile noastre să se dezvolte. Oamenii trebuie să aibă condiții bune de viață și noi muncim pentru asta. Un pas important pentru satele noastre a fost lansarea ediției 2024 a satului european. Pe 29 martie s-a încheiat perioada de depunere a dosarelor, iar astăzi sunt aici să vă prezint rezultatele. Au fost selectate 612 proiecte, adică 82% din toate cererile depuse de primării au fost acceptate. Cele mai multe localități au aplicat pentru construcția sau extinderea rețelelor de alimentare cu apă și a serviciilor de canalizare. 223 de proiecte au fost selectate. Asta înseamnă că 223 de primării vor oferi acces la apă sau condiții sanitare de calitate în comunitățile lor. Bugetul alocat proiectelor selectate pentru construcția apeductelor și canalizare este de 1,59 miliarde de lei. Pentru instalarea iluminatului stradal au fost selectate 57 de proiecte, cu o valoare aproximativ de 94 de milioane. Construcția, renovarea sau reabilitarea clădirilor publice, monumente istorice, inclusiv prin măsuri de îmbunătățire a eficienței energetice, au fost selectate 198 de proiecte. Costul total este de peste 700 de milioane de lei. De asemenea, au fost selectate 30 de proiecte pentru instalarea sistemelor de producere și furnizare a energiei folosind resurse regenerabile, cu un cost aproximativ de 57 de milioane de lei. La capitolul construcția și reconstrucția edificiilor sportive, a clădirilor destinate prestării serviciilor sociale, dar în mod special cei ce sunt legate de sport, au fost selectate 104 proiecte, cu o valoare totală de peste 348 de milioane de lei. Valoarea totală a proiectelor este de 2,8 miliarde de lei, iar contribuția din bugetul statului, din Fondul Național de Dezvoltare Regională și Locală, va fi de aproximativ 2,5 miliarde lei. Cealaltă sumă este contribuția primăriilor. Distribuția proiectelor selectate în funcție de regiune este următoare. În regiunea de Nord au fost selectate 199 de proiecte. În regiunea Centru, 256. În regiunea Sud, 130. În Chișinău, 12. Și în UTAG sau în Găgăuzia, 15 proiecte, adică 15 primării. Ce înseamnă, de fapt, 612 proiecte pentru localitățile din Moldova? Am să vă dau câteva cifre. Vom construi 1172 de kilometri de rețele de apeduct,
de care vor beneficia peste 85.000 de gospodării. Vom construi 221 de kilometri de rețele de canalizare pentru aproximativ 21.000 de gospodării. Vor fi construiți 455 de kilometri de rețea de iluminat stradal, de care vor beneficia peste 104.000 locuitori. Vor fi reconstruite și sau reabilitate 215 clădiri publice și de menire socială, 52 de grădinițe, 37 de gimnazii, 62 de complexe sportive, 63 de case de cultură, terenuri de joacă, zone de agrement, biblioteci, centre multifuncționale și altele. Peste 570.000 de locuitori vor avea condiții mai bune în aceste instituții. Foarte important, investim și în stațiile de producere a energiei regenerabile. Vor fi construite 36 de parcuri fotovoltaice cu o putere totală de aproximativ 2,8 MW. La finalul implementării tuturor proiectelor, 1.070.000 de cetățeni vor avea condiții de viață mai bune. Programul Național Satului European, lansat de doamna președintă Maia Sandu în 2022, rămâne a fi cel mai mare și mai concret proiect de construcție a infrastructurii în satele și orașele noastre. Cu alte cuvinte, este cel mai important instrument prin care guvernul, guvernarea, răspunde direct nevoilor localităților din țara noastră și ale oamenilor. Fie că e vorba de apă la robinet sau de reabilitarea unui centru cultural. Vreau să mulțumesc tuturor celor care au depus dosarul. Să felicit primăriile care au trecut de etapa de evaluare și care, împreună cu noi, vom construi sate și orașe europene. Vreau să mulțumesc în mod special colegei mele Ana Mardare, secretarul de stat responsabil de dezvoltare locală și regională, echipei Ministerului, echipei Oficiului Național de Dezvoltare Regională și Locală și tuturor celor implicați în procesul de evaluare și selectare. Imediat după conferință, lista proiectelor, adică cele 612 proiecte, va fi publicată pe site-ul satuleuropean.gov.md. Următorul pas va fi aprobarea acestor proiecte prin hotărârea de guvern și introducerea lor în documentul unic de program. După această decizie, ONDRL, adică Oficiul Național pentru Dezvoltare Regională și Locală, va începe semnarea contractelor de finanțare a proiectelor. Mult spor tuturor primarilor și împreună construim Moldova europeană. Dacă sunt întrebări. Bună ziua, domn ministru, Natalia Chicu, TVR Moldova. O întrebare de precizare. Ați spus că 800 de proiecte au fost deja implementate. Este vorba de cele din 900 din prima etapă. Din Satul European, ediția 2022 și Satul European Express. Acum ați spus că au fost selectate 612. Din numărul total, câte au fost depuse și de ce celelalte nu au fost eligibile? Au fost depuse în total 748 de proiecte, au fost selectate 612 din mai multe motive. Asta a fost capacitatea inclusiv bugetară, dar și pregătirea proiectelor din punct de vedere tehnic sau a relevanței pentru dezvoltarea locală și regională. Celelalte 100 din prima etapă 2022-2023, când ar urma să fie finalizate implementarea celor și când, la modul practic, va începe implementarea acestor proiecte după votarea în guvern, așa cum ați spus, dar preconizați un termen oarecare. Da, pentru proiectele din Satul European, ediția 2022 și Satul European Express, pentru proiectele care au rămas să fie finalizate, a fost extins termenul până la final de an, într-o decizie din luna trecută și sperăm să fie finalizate toate, au mai rămas un pic. Pentru proiectele care au fost selectate acum, perioada de implementare este, evident, anul curent, cât se va reuși până la finalul anului și anul viitor, 2025, plus deja vom vedea. Dacă la final de 2025, cu siguranță nu se vor finaliza toate, vom prelungi 2026 până când vom ajunge să le implementăm pe toate.
Dacă să ne uităm un pic la experiența anului 2022, vedem că proiectele selectate în 2022 le finalizăm acum în 2024, practic 2 ani jumătate. Cam asta ar fi un termen rezonabil. Remarc că responsabilitatea pentru implementarea proiectelor este la administrația publică locală de nivelul 1, inclusiv organizarea licitațiilor, selectarea antreprenorului, semnarea contractelor și derularea lucrărilor. Din proiectele care au fost implementate, s-au depășit bugetul și care a fost soluția, de unde au sau s-au încadrat toate în bugetul? În bugetul care a fost selectat atunci, toate s-au încadrat și guvernul a identificat resurse și le-a finanțat pe toate. Iarăși menționez că a fost cea mai mare investiție pe care a făcut-o guvernul Republicii Moldova de la independență încoace. Aproximativ 2 miliarde de lei au fost investite în satul european și satul european expres. Eduard Manciac, Politic Media. Domnule ministru, spuneți-ne, au apărut informații recent în spațiu public că ar exista un deficit, să spunem, pentru proiectele de acoperire din satul european. Vă întreb dacă vor fi suficienți bani, având în vedere, eu știu, și gradul de executare a bugetului pentru anul în curs. Dacă există un deficit, sunt solicitări mai multe decât finanțare, și având în vedere că anul trecut la investiții capitale am avut o scădere de vreo 2 miliarde de lei. Guvernul de unde va identifica bani? Mersi. În primul rând, cred că este un fals când spuneți că anul ăsta am avut mai puține investiții, deci eu nu cunosc de unde ați luat cifra de 2 miliarde. Ce ține de satul european, în 2024, adică anul curent, noi nu avem probleme de finanțare, toate proiectele sunt finanțate, toate plățile sunt la zi, chiar astăzi am mai semnat un alt șir de facturi care vor fi transferate către primărie. Pentru anul viitor, cu siguranță vom avea bani în buget pentru continuarea implementării proiectelor din satul european. Vreau să reamintesc că atunci când am preluat guvernarea, bugetul Fondului Național de Dezvoltare Regională și Locală era de aproximativ 200 de milioane. Dacă vom analiza cu bună credință ultimii ani, vom vedea că fondurile alocate în FNDRL au depășit anul trecut peste 1 miliard de lei, iar întreg bugetul pentru satul european și satul european expres au fost de peste 2 miliarde de lei. Da, care ar fi, eu știu, sursele de acoperire pentru acest program? Sursele de acoperire, în primul rând, sunt bugetul de stat, dar și partenerii noștri. Anul trecut a fost inclusiv Guvernul României, care a alocat peste 100 de milioane de lei, din care au fost finanțate o parte din proiecte ce țin de alimentare cu apă. De asemenea, noi permanent avem discuții cu partenerii noștri europeni, Uniunea Europeană, și asta vom face și în continuare. Ce este important este că noi, ca și guvern, ne-am onorat absolut toate obligațiunile financiare pe toate proiectele pe care au fost selectate în trecut și asta vom face și în cazul dat. Da, este adevărat că solicitările sunt mai mari decât gradul de acoperire financiară? Noi nu avem, deci haideți să vorbim de proiecte selectate. Pe proiectele selectate noi vom avea finanțare. Dacă vorbim de solicitări, în general, solicitările de proiecte și de construcția infrastructurii în țara noastră sunt foarte mari. Și nevoile satelor, orașelor, este mult mai mare decât poate să-și permită acum bugetul țării. Tocmai din acest motiv, unul din argumentele noastre pentru participarea la referendum și pentru aderarea la Uniunea Europeană a țării noastre este ca să putem atrage acele resurse europene și să finanțăm mai repede, mai multe proiecte în satele și orașele noastre. Cuțuvițchi Dimenti, OneTV. Domnule Spenu, vreau dumneavoastră să vă întreb cum dumneavoastră comentați acuzații și cred că dumneavoastră ați auzit aceste acuzații că programele, că proiectele în statul european sunt folosite, spunem așa, pe culoarea politică.
Este un fals. În satul european 1 noi am arătat cele 492 de proiecte selectate. S-a văzut foarte clar că cei mai mulți primari care au câștigat nu erau de la Partidul Acțiune și Solidaritate. La fel și acum sunt 612 proiecte selectate. PAS nici pe departe nu are 612 primari selectați. Dacă se va face o analiză după publicarea listei, veți vedea că sunt inclusiv primării PAS care nu au primit și multe, foarte multe primării de la alte partide care au primit proiecte sau au fost selectate. Inclusiv în Găgăuzia. Deci, cum am menționat, 15 localități din Găgăuzia au fost selectate și vor primi resurse financiare în cadrul proiectului. Și încă o întrebare. Recent s-a apărut informație, domnul Ichimovski Octavian, șef adjunct Procuratură Anticorupție, s-a anunțat că încă un angajat și administrație de stat a drumurilor figurează într-un dosar penal după construcție punctului de trecere Leova Bumbătă. Și vreau să întreb dacă acest angajat a fost suspendat din funcție și ce informații deține Ministerul Infrastructurii despre acest caz? Eu nu cunosc la ce s-a referit acele declarații. Din întrebarea sau răspunsul la solicitarea mea, ca să înțeleg ce s-a întâmplat, din ce înțeleg nu este vorba de un angajat a unei structuri de stat. Dar mai bine să întrebați Procuratura Anticorupție să vă spună exact cine este. Dar, repet, din ceea ce cunoaștem noi, nu este vorba de un angajat a oricărei structuri de stat. Da, deja au fost pornit dosarul pe un angajat a administrației statului drumului. E bine să întrebați Procuratura Anticorupție ce face pe acest caz. E acțiunea lor și, așa cum am zis de mai multe ori, eu sunt la fel de curios ca și voi ca să avem justiție. Ok, mulțumim. Dacă nu mai sunt întrebări, vă mulțumesc și, încă o dată, dragi primari, mult spor la realizarea acestor proiecte. O zi bună să aveți!